Programul de înnoire a parcului auto sau programul Rabla am dorit să le modificăm anul acesta, să le simplificăm și să ajutăm ca cei care realmente casează mașinile să aibă șansa de a valorifica prin achiziționarea noi mașini sau prin predarea către o persoană sigură pe această temă. Totul se va derula la nivelul comercianților de mașini noi. Rematurile vor intra în acest program numai în momentul în care se preia mașina casată, nimic mai mult. Lucrul acesta va aduce multe beneficii. Speranța noastră este așa ca să mărim procentul de mașini casate, valorificate, mașini noi, pentru că nu dorim ca cei care scapă de mașini foarte vechi să fie nevoiți după aceea să cumpere mașini vechi de pe piața europeană, ci tocmai să convertească către o mașină nouă. Toate aceste lucruri vor fi foarte bine conturate și anunțate în momentul în care lansăm realmente programul. În Parlamentul European există un site unde este reflectată în mod real activitatea fiecărui europarlamentar. Și dacă vă uitați pe acest site, cea mai importantă activitate a unui europarlamentar este să capete încrederea colegilor din grupul politic de a deveni raportori ai Parlamentului European, ceea ce înseamnă că are răspunderea pentru tot procesul legislativ, inclusiv în cazul rapoartelor legislative care se transformă în final în regulamente europene sau directive europene. Deci are răspunderea inclusiv pentru negocierea între Parlamentul European, Consiliul Ministrilor și Comisia Europeană. Stimați colegi, bună ziua, ședința noastră săptămânală. Noi avem treabă, alții se ocupă cu scandalul, dar în primul rând vreau să spun și în cadrul ședinței de guvern că cei 10 ani de când suntem în NATO reprezintă într-adevăr aderarea la NATO alături de Uniunea Europeană, cele mai importante proiecte de țară pe care România l-a îndeplinit după 89. Și în plus, pentru că suntem la guvern și pentru că vreau să audă și Ministrul Finanțelor și Ministrul Bugetului, dacă în 2012 cei care astăzi se bat cu cărămida NATO în piept au dat 1,12 din PIB pentru bugetul apărării, noi 1,38 în 2013, 1,42. Dacă vrem să ajungem la 2% din PIB, înseamnă că în decembrie, după ce terminăm cu populiștii și cu demagogii, mergem în Parlament și luăm o decizie comună a tuturor forțelor politice ca timp de 3 ani să alocăm încă 0,2% din PIB pentru apărare. Dacă vrem să facem lucrul ăsta, altfel ne ținem de petreceri și de declarații sfărăitoare și când e vorba de F-16, când e vorba de fregate, când e vorba de capacitatea noastră, rămânem cu vorbele frumoase. Este greu să nu iei opoziție atunci când cunoști sistemul și când ai răspunsuri la acuze. În moțiune, am fost acuzați de fosta conducere a Ministerului Sănătății, și aici nu mă refer la doctorul Raed Rafat, de faptul că odată cu schimbarea componenței guvernului, multe angajamente din programul de guvernare al USL sunt doar promisiuni fără rezultat. Îi contrazic pe colegi, atât eu, cât și judecătorii Curții Constituționale, care la sesizarea colegilor din PDL și PMP au trebuit să verifice dacă modalitatea în care noul guvern, Ponta 3, a fost investit în Parlament și dacă a fost respectată Constituția cu accent asupra programului de guvernare. Sesizarea s-a respins cu majoritatea de voturi ca inadmisibilă și atunci, dragi colegi, mai noi în opoziție, cred că ar trebui măcar de aici să aveți siguranța continuării programului USL.